În episodul de astăzi o să ne dăm upgrade de la armura de diamant la cea de netherite, însă pentru a face asta va trebui să obținem 3 lucruri. Ancient Debris, Smithing Template-ul netherite upgrade care se găsește doar în bastioane și bineînțeles multe diamante să duplicăm această diagramă. Iar ca lucrurile să fie cu adevărat memorabile, o să construim un blacksmith special pentru această ocazie. Așa că cu acestea fiind spuse, vă urez bun venit la unul dintre cele mai solide episoade de hardcore de până acum. Salutări băieți și fete și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Hardcore. Deja suntem la episodul 6, deci seria a avansat destul de mult, așa că să vă explic ce o să facem astăzi. În prezent, după cum puteți vedea, avem armuri de diamond, care sunt destul de bune, însă, dacă vrem să fim cu adevărat invincibili, trebuie să ne dăm upgrade la netherite. Iar pentru început, o să căutăm un nether fortress, deoarece vreau să am acces la poțiuni, în special la cea de fire resistance și la cea de night vision. Așa că, cu acestea fiind spuse, hai să mergem. Pentru un moment am dezactivat ceața și văd că avem acolo un Soul Sand Valley de care nici măcar nu știam. Deci, nu stăm prea mult pe gânduri, mergem direct într-acolo. Dacă tot suntem aici, luăm și câteva bomb blocuri pentru ferma de lemn. Și deja întâmpinăm primul lac de lavă, așa că facem ce știm mai bine, bridging. Și văd acolo în depărtare ceva ce pare a fi piciorul unei fortărețe, deci misiunea asta n-a fost chiar așa grea. Ok băieți, suntem înăuntru. Avem acolo câțiva Wither Skeleton, probabil vor să ne întâmpine cum se cuvine. Da, păi nu erau așa prietenoși. Am găsit și Blaze Spawner-ul, dar doar cum Nico are looting, noi mergem să explorăm locul. Oh, blaze-ul meu. Ok. Și ia de aici. Filmez 30 de minute pentru un montaj, nu se întâmplă nimic. Nu filmez un minut, un Wither Skeleton dropează cap. Că de ce nu? Aie băieți, va trebui să mă credeți pe cuvânt. Mergem direct acasă și cu asta doar am terminat pregătirea. Abia acum începe acțiunea. Nu știu ce cauți tu aici, dar ai greșit locul. Avem camera asta de la etaj pe care am zis încă din primul episod că o să o fac laborator, așa că hai să o pregătim puțin. Bun, și este gata. M-a luat puțin valul, însă locul ăsta arată destul de bine și putem să craftăm și poțiuni foarte ușor. Și desigur că prima mea poțiune este Mundane Potion sau... cum s-o chema, am uitat să pun netherward. Mai am și ghid pe brewing stand. Da. Craftăm și câteva poțiuni și desigur că plouă și e furtună și se întâmplă multe chestii afară. Mergem puțin până la ferma de scheleți să vedem ce face și Nico. E de ceva timp aici. Aparent, momentan, Nico craftează arcuri. De fapt, combină. Oh, arată destul de bine. De fapt, nu. E perfect. Acesta este al lui Nico. Al meu, momentan, este în lucru. Așa că începe jocul așteptării. Și în sfârșit este gata și al meu, iar pentru asta îi mulțumesc lui Nico. Dar cam atât cu asta, mergem acasă și ne pregătim să intrăm în Nether, din nou. Și îmi pare rău că am momente de astea în care sunt distras, dar vedeți munțeia? Da, arată destul de bine. Însă, dacă apropiem cu asta, putem să vedem fiecare minereu în parte, ceea ce mi se pare foarte tare. Oare de ce n-am folosit chestia asta până acum? Hei, frumusețe, te scol la o plimbare în Nether, amândoi, pe un strider, pe un lac de lavă, să privim blazurile și piglinii. Ok, nu mă pricep la asta, hai să mergem în Nether. Am pregătit câteva poțiuni și prima noastră misiune este să găsim netherite upgrade, deci va trebui să vizităm câteva bastioane.
Să privesc un gast cu binoclu nu e cea mai bună decizie. Și în drumul nostru am trecut prin aceeași fortăreață, unde Wither Skeletonii au fost destul de darnici, ne-au dropat 3 capete. Asta înseamnă că dacă vrem să ne facem beacon, putem să batem Wither-ul, dar momentan nu avem blocuri. Am găsit și un bastion destul de aproape de fortăreață, așa că hai să-l explorăm puțin. Încercăm să jucăm cât mai safe, că băieții ăștia dau destul de tare. Oh, nimic bun. Au. Oh, văd că ai și prieteni. Ups, cu tine n-aveam nimic. Ok, bastionul ăsta nu ne-a dat mai nimic, așa că mergem să căutăm altul. Și dacă primul a fost ușor de găsit, ăsta a durat puțin cam mult. Dar nu pierdem timpul, așa că... Da, mai zic, Netherite upgrade, Pick Step și Snout în același chest. În sfârșit putem să mergem acasă și să nu mai revenim aici niciodată. Am reușit să găsim câteva bunătăți. Capetele le-am băgat în Ender Chest ca să nu le pierdem, dar din păcate nu am terminat cu Nether-ul pentru că trebuie să obținem Ancient Debris, iar cu Gunpowder-ul nu stăm foarte bine, deci metoda cu TNT-urile iese din plan. Însă ne putem folosi de acest lemn și bineînțeles de lână, că de ce am făcut o fermă dacă nu o folosesc? Și probabil deja știți ce o să facem, Netherite Mining folosindu-ne de paturi. Mi-am pregătit câteva paturi, mai avem și lână, avem și lemn, nu ne punem problema, așa că ce spuneți de un montaj? Da, hai cu un montaj. Și cam așa arată Nether-ul după ce am explodat paturi timp de 2 ore și asta e doar o mică parte. Dar tot ce pot să spun este că s-a meritat. Cam asta este ceea ce am obținut, nu e așa mult, dar cred că va fi suficient. Și avem un total de 170 de paturi craftate, deci da, a fost ceva de treabă, dar măcar avem ferma aia de lână. Punem asta la prăjit și cât se face, o să stăm puțin la ferma de scheleți, deoarece armura noastră nu e în cea mai bună formă. Ok băieți, și suntem ca noi. Probabil ar trebui să fac un bubble elevator aici, că mi-au o veșnicie să urc scara asta. Bun, deci scrapurile sunt gata și o să avem nevoie de diamante, așa că hai să verificăm cum stăm. Exact cum mă gândeam, băieți, nu avem niciun diamant, deci o să am nevoie cam de 3 stack-uri. Dar e destul de bine că am pregătit câteva poțiuni de Night Vision și cred că suntem gata să mergem să facem caving. Și pentru cei care ați ajuns până în acest punct și nu sunteți încă abonați, sunt cu ochii pe voi, așa că apăsați pe butonul ăla și dați un like la clip. Dacă vreți, bineînțeles, știți ceva, nu mă pricep să vă conving, așa că hai să căutăm diamante. Cu Alpe Deep Slate ăsta e destul de rar. Care erau șansele să cădem fix într-un Ancient City. Ok băieți, și avem 45 de Deep Slate Diamond Ore plus diamantele astea, deci hai să le luăm cu Fortune. Și avem 2 stack-uri și 23 de diamante, ceea ce după calculele mele ar trebui să fie de ajuns. Încet încet completăm și colecția, hai să vedem cum sună asta.
Ok, poate nu e timpul să ne luăm copyright, nu? Bun, hai să vedem câți ingoți facem. Ok, deci avem un total de 18 ingoți. Asta înseamnă 9 pentru mine, 9 pentru Nico. Ceea ce e suficient și pentru armură și pentru ustensile. Duplicăm smithing template-ul ăsta și suntem gata să ne dăm upgrade. Am așteptat de foarte mult timp acest moment, băieți. Stai. Chiar nu avem cum să facem asta pur și simplu. Ocazia asta e mult prea importantă pentru mine, așa că hai să construim un blacksmith ca să facem asta cum se cuvine. După cum puteți observa, am făcut un cerc aici și copacul ăla a fost dintotdeauna, de când ne-am spawnat, așa că m-am gândit că ăsta ar trebui să fie centrul satului. Pe viitor probabil o să-l facem un copac custom, dar nu dau mai multe spoilere, tot ce vreau să vă spun este că am idei cum o să arate locul. Dar necesită timp. Deci, pornind de la ideea că ăsta e centru, fierăria noastră o să fie plasată pe undeva pe acolo. În mare parte avem cam toate materialele, însă îmi lipsea sandul pentru sticlă și clay-ul pentru bricuri. Am stat puțin AFK și la ferma de lemn. Avem aici toate materialele pregătite, plus câteva chestii random aruncate la întâmplare. Am îndreptat puțin și zona și suntem gata de construit. Așa că timelapse. Și în sfârșit este gata fierăria. După cum puteți vedea, nu ne-am îndepărtat foarte mult de tematica noastră, dar per total este o construcție destul de reușită. Am făcut aici această zonă care nu este încă complet terminată, unde o să ne dăm și upgrade. E destul de clasic, cozy, da, merge. Aici o să vină armor stand-uri cu fiecare variantă și la etaj avem această cameră care conține o masă, am scris aici în caz că nu se știa ce e. Ce pot să spun, atât am putut, dar per total camera asta arată destul de bine. Merită villageri așa ceva? Nu. Le-am făcut? Da. În partea asta o să încercăm să facem un mini smelter, așa că hai să vedem ce ne iese. Punem aici ce vrem să prăjim și dăm de lever. Combustibilul îl băgăm manual, aia e, și tot ce prăjim ajunge în acest chest. Nu e cel mai eficient, dar dacă ai nevoie de ceva rapid, își face treaba. Am făcut și puțin terraforming și pot să spun că arată mult mai bine zona, iar acum hai să aducem drumul de la casă până la fierărie. Ok, băieți, drumul nostru a ieșit destul de bine, sincer, mult mai bine decât mă așteptam. Însă, ce mă deranjează foarte, foarte tare e partea de acolo pe care n-am reușit încă să o acopăr, așa că, dacă tot avem dirt, hai să o facem acum. Probabil nu era necesar să fac un timelapse cu așa ceva, dar l-am făcut oricum pentru că e satisfying. Wow, facem content, punem iarbă, da. Și zona era destul de goală, așa că am pus câteva blocuri de dirt. Ok, nu asta e ideea, vă arăt imediat. O să avem nevoie de câteva saplinguri de bărci și puțin bone meal. Iar acum tot ce facem este să punem saplingurile și să dăm cu bone meal. Și avem această pădure de bărci ca zona să nu pară foarte goală. Și probabil în loc de dirt ar trebui să punem lemn, dar am uitat. Revin. Aveam stupul ăsta într-un chest de vreo 200 de zile. În sfârșit, albinuțele sunt libere. Pe viitor o să încercăm să-i facem pe toți custom. Da, exact, o să mergem pe bărci. N-o să facem ca toți youtuberii să mergem pe Sherry. Ok, pronunția asta a fost cam awkward, însă m-am cam săturat de copacul ăla. Toată lumea îl spamează și da, nu se potrivește chiar la orice. O așteptăm și pe Nico să vină și că tot vorbeam de spamming, cred că am spamat cam mult binoclul ăsta astăzi. Iar cu asta, fierăria noastră este deschisă. Și în sfârșit a sosit timpul, ne dăm jos armura de diamond, îi mulțumim frumos că ne-a servit, însă progresul este inevitabil. Bă, dar sunetul ăsta e cam tare.
terminăm și cu lopețile, furcile, târnacoapele. Diamantele sunt frumoase, băieți, însă netherite-ul este altceva, trebuie să recunoașteți. Însă, după cum puteți vedea, ne-a mai rămas un ingot. Asta va fi pentru episodul viitor, când o să mergem să explorăm cele două Ancient City. Și am dat spoiler, dar nu-mi pasă, și o să batem și dragonul, alt spoiler, dar iar nu-mi pasă. Dar cam atât cu asta, vă mulțumim frumos tuturor celor care ați rămas până aici cu noi. Dacă vă place ceea ce facem și vreți să ne revedem pe viitor, un like și un subscribe sunt suficiente, iar până data viitoare, la revedere!